ziua, partidul nostru, Renato Usatăi, continuu sondajul popular contra lui Dodon, protiv Dadona, suntem la Chișinău, pe strada Calea Moșilor, lângă Tabacică, aici la Calea Basarabiei. Fantastică reacție a cetățenilor aici în stradă, jos cu Liocu. Foarte, deci este previzibilă, oamenii știu, participă în acest sondaj. Le mulțumim foarte mult. Vreau să remarc în primul și în primul rând, vă salut, vreau să remarc în primul și în primul rând modul în care doamnele la volan participă în acest sondaj. Rezultatul este unul categoric. Cetățenii s-au săturat de Culioc, reacționează prin claxonare la jos Culiocul, cetățenii asociindu-l pe Dodon cu Culiocul, iar Culiocul este jos Culiocul, simbol al corupției. Vreau să vă spun că echipa partidului nostru primește mai multe mesaje de la cetățeni. Oamenii vor să participe în acest sondaj, ne întreabă când va fi următorul sondaj și unde, ca să poată claxona. Deci vă dați seama de popularitatea acestui sondaj. Încă o dată, jos cu Liocul! Cel mai veridic, cel mai corect sondaj aici în stradă, pe carosabil, cetățenii se expun în privința lui Dodon. Vreau să vă spun că partidul nostru desfășoară acest sondaj de la Briceni până la Cahul, Hâncești. Vreau să mulțumesc celor care reacționează, ne spun colegii de la Bălți că ceva special se întâmplă acolo, jos cu Liocul. În special reacționează tinerii la Bălți, claxonează, jos cu Liocul. Și le mulțumim pentru asta. Am văzut, din păcate, azi dimineață la Fălești, poliția, un comportament regretabil. Pe această cale le spunem la toți polițiștii că noi nu încălcăm legea. Sondajul popular este unul democratic, legal, unde cetățenii liber, neforțat, se expun în privința Culiocului. Уважаемые друзья, мы проводим здесь народный опрос, опрос, который действительно показывает реакцию людей на текущий момент против коррупционной власти. 90% жителей, которые приезжают здесь, они все поддерживают, все сигналят против Дадона. Многие мои друзья, которые живут в Кишиневе, я сам очень всю жизнь живу здесь, много друзей, знакомых. Все спрашивают, когда вы будете проводить следующий такой опрос, и мы проедем и просигналим вашу поддержку против коррупции. Жос Кулек.
Это истинное, неподдельное отношение граждан к президенту нынешнему и его деятельности. Это настоящее, это не фейковое. Дадон не президент. Он не помогает ни народу, ни Молдове, никак. Он не должен быть руководителем этой страны. Добрый день, дорогие друзья! Наша партия проводит очередной раз акцию «Просигналите против Дадона». Ну, как видите, народ очень активно сигналит, и это показывает реальный рейтинг нашего президента, который хочет на второй срок, но я думаю, что с таким рейтингом ему второй срок не светит. Вот вы слышите, вот это настоящий рейтинг, а не тот, который ему рисуют его проплаченные аналитики, тролли и всякие прочие прихвости. Вот так. Сила в правде, друзья. Дадона и обслуживающим персоналом Дадона. Вот так граждане реагируют на сегодняшнего президента. Они даже не видят, что написано на плакате, они уже заранее видят, знают, что это за акция. Поэтому даже, наверное, уже не читают. Так что сколько бы не рисовали опросы Дадону, народ реагирует практически единогласно против него.
Басарабії, лінги Табачк, екіпа партідулу і ностру, дескаш контіну сондажу популяр контра луй Додон, против Додона лайв, ведес реакції лі читецінлу райчин страда. Апропо, чел май корект, чел май веридик сондаж, маря мажоритате син контра луй Додон, ной ведем Imagine Life la acest sondaj, marea majoritate claxonează hotărât. Îl consideră pe Dodon cu loc. Vreți să ieșiți? Ok, bine. Cu plăcere, entuziasmați, cetățenii participă în acest sondaj. Cunosc sondajul, vreau să vă spun, am văzut și autospeciale de la regia Autosalubritate, parc urban de autobuse, când eram în zone unde este troleu, regia transport electric, vedem concetățeni de-a noștri din diaspora care au venit acasă cu numere de matriculare străini, cu plăcere claxonează autobusele, microbusele de rută, suntem în preajma gării Autonord, toată lumea, școala auto, mulțumim frumos, toată lumea claxonează, ne bucură acest lucru și putem face doar jos cu locul. Putem face doar o singură concluzie. Vă mulțumim! Bicicleta, biciclista, doamna, a claxonat așa cum a putut împotriva lui Dodon. Vă salutăm și cei care... Jos cu locul! Vedeți cât de entuziasmați, cu câtă hotărâre cetățenii participă la acest sondaj. Iată aici, iată, uitați-vă, ratingul lui Dodon, nu în sondajele pe care le desenează Motani Graș pentru Dodon, dar aici, în stradă, pe carosabil, încă o dată, neforțat, uitați-vă ce claxon, unul lung și din cauza vântului avem probleme cu coș. Jos cu locul! Spații verzi, apropo! Numai ce a trecut microbusul spațiilor verzi, întreprindere municipală, claxonează, participă! Jos cu locul! Reacția este fenomenală, ca de obicei, cetățenii cunosc acest sondaj, participă, mulți ne scriu pe rețele, jos cu locul! Se trăiește, mulți ne scriu pe rețele, ne întreabă unde va fi următorul sondaj, vrem să trecem, să claxonăm. Haideți că încet, încet deșteptăm și trezim întreaga țară, suntem live, ne urmărește și ne urmărește din diaspora. Iar cei din diaspora care sunt acasă și ne prind în sondaj, fantastic, participă cu mare, cu mare plăcere. Vede sondajul, desigur toți văd sondajul. Este sondajul oficial a alegerilor din luna noiembrie. Așa că Dodon în top, toată țara îl claxonează. Astăzi la Șfăleș a fost chiar un incident, a venit poliția să vadă care e situația, să-i cheme la băieți, să fac procese verbale bazate pe muși. Procese verbale fără niciun tolc, fără nimic, adică după asta s-a oprit pentru că nu au văzut că partea legală nu există. Igor Nicolaevici se bucură de, dacă vedeți dumneavoastră cum se bucură de dragostea poporului, poporul îl claxonează. Oameni demenți cu capacitatea mentală scăzută, pe raionul tot Fălești, iarăși Fălești în top, ridică degetul de la conducerea
районul, adică mai drept zis președintele Republicii, în blocul de aici, tot nu știu, scoți mașină cu mașina de serviciu, duminica, vedeți și ala, cred că trebuiască să potrivim întrebarea, știu, vedeți și ala lui, huliganiți total, s-au depus o plângere la poliție și cred că vom vedea. Vă vedeți, desigur, sondajul lui Igor Nicolaevici, Ростов не резиновый. Требуется спуститься мой рапиден коло на коллеги Дмитрия Дим Украина, спасти шашлык. Сидеть как у нас моя против рукотва Дмитрия, рукотва президента Москвы СНГ, один наскученный СССР, если вспомним Аша. Аша к спуститься в мой рапиден. Игорь Николаевич, занимайте лучшие места. Locul căldut vă așteaptă acolo. Vă spun, sau altă soluție este circul din Chișinău, acolo este locușorul. Cred că atât de caragios sunteți dumneavoastră, că echipa dumneavoastră, că puteți să ocupați toate locurile de clon. Doamne ajută și interpozitor. Jos, Igor Dodon. Claxonarea asta, eu vă spun cum să nu mai dați voie la mașini să circule pe orașul Chișinău și pe Republică. Atunci claxonarea cu siguranță s-ar opri. Are și lumea numai pe jos, spășuire. Dar alte modalitate de a opri claxonarea nu există. Bază legală nu există, oamenii să fie nemulțumiți de dumneavoastră. Oamenii sunt nemulțumiți, din păcate mulți ne spun că vreau să cumpere mașini numai dintre atâta ca să vă claxoneze. Lumea pe oraș, îmbrăși când treabă unde să fiți și se interesează să vină numai să facă un terț. Vă claxonează Igor Nicolaevici. Jos, Igor Nicolaevici. Să vă duceți-vă cât e călduță. Cârmășit mai frig în noiembrie încolo. Ok, mare dragă. Вот как выглядит настоящий опрос, а не то, что рисуют социалисты. На самом деле мы слышим, какое отношение люди имеют к пока еще президенту Республики Молдова. Но ему недолго осталось. Скоро мы все увидим, как люди начнут жить по-другому.
dor este claxonarea șoferilor. Eu sunt ca Dodon, contra lui Dodon. Jos Dodon, jos cu Liocul, jos corupția. Mașini care reprezintă companii private, concetățeni cu numere străine, toată lumea participă aici în stradă, în sondajul popular împotriva lui Dodon. Vă mulțumim frumos! Protiv Dodona a echipii partidului nostru Renato Usatăi, noi pe această cale le mulțumim cetățenilor că participă la sondaj. Asta este ratingul de 2% al lui Dodon, pentru că marea majoritate, 98%, claxonează împotriva lui Dodon.
ферм, а писав, що з цітецині нострі страда, все троїть, клаксоня, клаксоня, пати лумя клаксоняза. Фантастика реакція іч, пекаля мошлок. Semne obscene, dar ei sunt în minoritate, vă spun. Cei care arată asemenea semne nici nu-s de 2%, e doar 1%. Dar Dumnezeu să-i judece pe dânsii. Prieteni, încă o dată vă salut împreună cu echipa partidului nostru, Renato Usatăi. Suntem aici la Calea Moșilor, sondajul popular. Ce vreau să vă spun, ca și în alte localități ale țării noastre, unde partidul nostru efectuează astfel de sondaje, reacția majorității este categorică împotriva lui Dodon. Noi vă mulțumim că ne urmăriți. Este cel mai veridic sondaj vis-a-vis de ratingul de 2% al lui Dodon. Vă mulțumim că ne urmăriți. Faceți, vă rog, distribuiți, faceți share și noi vă spunem pe curând. Мы с вами не прощаемся, но обещаем, что очень-очень скоро мы объявим публично, где конкретно в Кишиневе мы будем проводить еще один опрос против Дадона. Мы объявим
место и время в соцсетях. Спасибо, что вы принимаете участие. Спасибо, что вы смотрите, что вы наблюдаете за этими опросами нашей партии Рената Усатов. Но мы спунем пекуринг и мы продолжаем эти сондажи. Dumneavoastră continuați să participați în sondajul contra lui Dodon.